Bună seara și la mulți ani. Prima dezbatere în 2019 începe de asemenea probleme actuale. Lipsa facturii fiscale. Ne întrebăm dacă reprezintă temei pentru neplată. După unii da, după alții nu. Dar pentru a răspunde tuturor întrebărilor, avem astă seară alături de noi doamna avocat Luiziana Dobrinescu, Dobrinescu Dobrev, partner, și domnul expert contabil Daniel Udrescu, de asemenea cabinetul Udrescu. Bună seara! Pe mine mă știți, n-ar rost să mă mai prezint. Mă bucur foarte mult că sunt alături de dumneavoastră astă seară. Dar înainte să discutăm despre factura fiscală și cum facem plata, avem un moment de publicitate și vă așteptăm. Descoperă acum Isolex, soluția software care îmbunătățește rapid întreaga activitate a cabinetului tău de avocatură. Un avocat bun știe că există mereu loc pentru plus valoare. Isolex, din respect pentru profesie. www.isolex.ro. Juridice.ro recomandă Isolex. Am revenit pentru a discuta despre factura fiscală sau despre lipsa facturii fiscale. Ne-am gândit că ar fi foarte potrivit pentru această dezbatere să avem atât opinia unui jurist, speță doamna avocat, cât și opinia unui expert contabil, fiind o problemă, ca să spun așa, multidisciplinară. Doamna avocat, ne puteți face o scurtă prezentare în legătură cu factura, așa, din punct de vedere juridic, cu ce ar trebui să rămânem în câteva cuvinte când vorbim despre rolul facturii în fiscale în raporturile de drept civil între profesioniști sau între profesioniști și alte persoane? Mă gândeam acum când adresai întrebarea cum să formulăm un răspuns cât mai frumos. Și pentru că și tu ai experiență de facultate, noțiunea asta de factură nu este o noțiune chiar romantică și atunci trebuie să adaugi un pic de picanterie. Să o nuanțăm un pic. Oare nu-i acordăm prea multă importanță acestui document numit factură? Până la urmă, cred că așa s-ar rezuma întrebarea acestei discuții pe care o avem astăzi. Factura este, în mod cert, un document fiscal. Pentru că ea este reglementată de codul fiscal de articolul 319, este obligatorie a fi emisă pentru operațiunile taxabile. În al doilea rând, este un document justificativ de înregistrare a operațiunilor în contabilitate și aici domnul Odrescu o să vă detalieze mai mult. Și primordial, deși am enumerat-o ca fiind a treia, este documentul în baza căruia se face plata. Practic,
Începem de la un raport juridic obligațional, un contract, se execută obligația respectivă, se efectuează livrarea sau prestarea de servicii și ajungem la momentul plății. Ori plata nu că nu ar avea rațiunea a se face și justificarea în baza contractului deja existent și a executării obligațiilor de părți. Plata este datorată, juridic vorbind. Problema este că această noțiune de plată stă sub presiunea deductibilității acestei plăți. Și atunci trecem în sfera fiscalului și a contabilității. De ce? Pentru că, deși juridic, să zicem, am beneficiat de o prestare de servicii sau de o livrare de bunuri și avem obligația corelativă de a achita contravaloarea ei, totuși, dacă nu suntem și în beneficiul, în posesia unei facturi, contravaloarea acelei prestări de servicii sau livrări de bunuri nu este deductibilă din punct de vedere fiscal. Cu alte cuvinte, impozitul pe profit nu se diminuează, da? Și respectiv TVA-ul de plătit la bugetul de stat nu este diminuat prin un TVA deductibil care este aferent acestei facturi. Asta e un pic de chineză pe care o vorbim și știu că sunt foarte mulți colegi juriști care privesc această emisiune și prefer să trivializez un pic noțiunile acestea pure de fiscal. Practic, factura și emiterea facturii reprezintă presiunea pe care contabilitatea și fiscalitatea o exercită asupra raporturilor juridice, care le sunt deplin valabile, sunt executate, părțile au obligația de a-și achita una celeilalte. Ce ne facem însă în situațiile în care factura nu este emisă din eroare, pentru că cineva a emis s-o emită sau pentru situația în care factura nu este obligatoriu a fi emisă. Pentru că, așa cum spuneam la început, codul fiscal menționează că factura se emite numai în cazul operațiunilor taxabile din perspectiva TVA. Cu alte cuvinte, dacă avem dobânzi de întârziere, penalități, despăgubiri, acestea fiind operațiuni în afara sferei TVA, nu au nevoie de emiterea unei facturi. Nu este obligatorie emiterea unei facturi. Și atunci, dacă o parte nu se exercită la timp, nu se execută la timp obligația contractuală și cere în instanță, de exemplu, dobânzi de întârziere sau penalități de întârziere, problema care se pune în instanță de obicei este: ok, ia să vedem că le aveți înregistrate în contabilitate, acele dobânzi, ca să ni le cereți. Ori ca să le avem înregistrate în contabilitate, documentul justificativ, din păcate, se consideră a fi doar factura. Opinia mea este că în astfel de situații în care factura nu este obligatorie, ar trebui înregistrarea în contabilitate făcută exclusiv în baza contractului. Acum, domnul Udrescu o să detalieze, dacă consideră necesar, situația în care se consideră că elementele de venituri, de natura dobânzilor, penalităților de întârziere, îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate în contabilitate ca venituri certe. Și aici încerc să vă dau, să vă pasez. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Din prezentarea dumneavoastră, am pregătit, evident, niște întrebări, că nu pot să rezist să formulez întrebări în raport de ce ascult. Okay, mă rog. Dar aș începe până să acord și eu cuvântul domnului expert în legătură cu factura și regimul său fiscal. Aș avea o întrebare ca să începem strict de natură fiscală. A spus doamna avocat că pentru înregistrare în contabilitate nu e neapărat nevoie de factură, a penalităților. Se poate înregistra, ca să aducem așa chineza, să o apropiem un puțin de limba română. Dacă vrem să percepem penalități din perspectivă fiscală, ar trebui să emitem factură? Am putea să le înregistrăm, fiscal, nu știu, direct? Fiscal, nu, contabil. Nu, dar din punct de vedere fiscal, spun la tot sensul, știu că noi judecătorii căutăm să
fim tehnici doar acolo unde este neapărat nevoie de a face o anumită distinție între termeni, unde nu este chiar de mare nevoie, nu excelăm, dar poate o deformare profesională. Deci, care ar fi modalitatea de înregistrare în contabilitatea penalităților cu factură, fără factură? Este legal, nelegal din perspectiva... Contabilă, strict. Pregătisem o prezentare și am aici ordinul Ministerul Finanțelor Publice 1802/2014 și foarte clar ne spune acest ordin că noi trebuie să înregistrăm absolut tot. De ce? Poți să intri în elemente de evaziune fiscală dacă nu înregistrezi toate tranzacțiile pe care le ai. Drept pentru care, chiar dacă nu ai facturi, ai două conturi, 418 clienți facturi de întocmit și 408 furnizori facturi nesosite, cu care poți să-ți înregistrezi, să zicem, în tranzit. Să zicem că sunt undeva, dar transferul bunurilor, titlului de proprietate, este la tine sau urmează să fie la tine. La fel, se întâmplă și situația pe care o ai cu dobânzile și penalitățile. Contractual, că plecăm de la contract, presupun că există un contract, ai niște clauze care sunt foarte clare. Nu ai plătit la timp, știind care este situația, ai penalitățile. De regulă, penalitățile sunt de la data facturii, de regulă. Dacă nu sunt scrise și ele curg de la data primirii bunului, dacă sunt alți termeni și o să mă întorc în prezentare și o să discutăm un pic pe aceste elemente, atunci e o problemă foarte clară, că trebuie să accepți conform contractului toate clauzele pe care tu le ai. Contractul între părți este valabil, fostul 969, de care foarte mulți procurori nici măcar nu-l consideră ca fiind act, care nu este anulat, da? Și numai un judecător are dreptul să anuleze actele, la fel cum sunt și actele administrative. Și această noțiune de anulare a unei realități înainte ca să ai o altă realitate, cea a procurorului, e o mare problemă pe care noi o avem în instanțele de azi. Problema pe care, ca să răspund la întrebare, pe care o consider că este importantă, legea spune că în toate cazurile, înregistrările în aceste conturi trebuie făcute și pentru elementele bunuri care ți-au sosit, dar nu ți-au sosit factura. Dacă te prinde fiscul că ai bunurile respective, spune că sunt de proveniență incertă. Poți să ajungi până și am avut clienți care au ajuns pentru aceste tipuri de înregistrări, au ajuns în dosare penale. Nu are niciun sens să mai spunem că standardele internaționale de contabilitate, de când sunt ele făcute, spun acest lucru. Accrued expenses. Și aici, totuși, ca să profit da. De ce a spus cum dumneavoastră, a spus că am un cont pentru facturi nesosite, dar asta presupune eu să înregistrez penalitățile pe respectivul cont în perspectiva facturi care va... Sau... Penalitățile sunt pe alte conturi. V-am dat numai un exemplu al facturilor care nu sunt sosite, că și alea trebuiesc înregistrate. Ai 15 zile să emiți factura. Dar m-am gândit că în această situație aștept să vină factura și eu doar înregistrez tranzacția. Problema juridică pe care... Vă spun că am întâlnit-o de atâtea ori încât am obosit de această problemă. Nu este să te duci să le înregistrezi și să le ceri prin procedura normală. Faptul că te apuci să faci unele elemente, nu neapărat mă refer la dobânzi și penalități aici, te apuci să îți înregistrezi niște facturi pe care știi că niciodată nu le vei obține decât după judecată, înseamnă să plătești înainte, plăteai înainte TVA-ul, era impozitul, și te duce 2, 3, 4, 5 ani de zile un dosar și tu ieși cu banii dați și fără bani luați. Despre a
asta vorbim că în cazul penalităților, de exemplu, sau dobânzilor de întârziere, contribuabilul, eu fiind fiscalistă îl numesc așa, contribuabil, este între ciocan și nicovală. În sensul că contractul îi dă dreptul de a solicita penalități, să zicem 100.000 de lei, le-ar solicita, începe o procedură întâi de notificare a părții care cade pe la debitorului și apoi să se ducă în instanță, dar le-ar solicita doar în baza contractului. Ar prefera să facă aceasta doar în baza contractului. De ce? Poate acele penalități nu o să fie obținute niciodată. Poate că instanța le va cenzura dintr-un motiv sau altul, că nu trebuie să fie atât, că nu se datorează potrivit contractului, etc. Și atunci, dacă el ar emite singur factură, în condițiile în care factura nu este obligatorie, ar fi doar așa, că vrea și că îi place și e dependent de acest document, numit factură. Dacă ar emite factură, orice factură emisă va fi înregistrată obligatoriu în contabilitate. Înregistrarea în contabilitate înseamnă să-ți înregistrezi un element de venit. Asta înseamnă ca tu cu mâna ta să consideri că ai obținut un venit la care speri peste un an, 2, 3, 5 și care este incert. Tu ți-l incert din perspectiva obiectivă, din perspectiva ta, poți să spui atâta, 100.000 de lei, cred eu că mi se datorează penalități. E o problemă de flux de numerar. O societate mică nu își poate permite să stea cu facturi care vor veni, dar să plătească TVA-ul sau impozitul aferent tranzacției. Norma contabilă spune că un element de venit ar trebui să fie recunoscut în contabilitate doar atunci când el are un anumit grad de certitudine. Exact, exact pe chestiunea asta aș dori să ridic o nouă întrebare. Și n-ar putea emite facturile pe măsură ce se, pe măsură ce se achită penalitățile? Ca să regleze, să nu mai aibă problema emiterii anticipate și încărcării cu anumite taxe care trebuie plătite de la data înregistrării facturii, dar să nici nu aibă problema evaziunii fiscale, în sensul că la un moment dat cineva și-ar putea pune întrebarea, că cred totuși că cineva la un moment dat și-ar putea pune întrebarea, nu neapărat să ajungem pe la o hotărâre de condamnare, pe evaziune. Dar e deranjant, oricum să-și pună întrebarea, dom'le, dar dumneavoastră de ce ați avut venituri neregistrate în contabilitate? N-ar putea să meargă pe această opțiune? Da, și ca să mai adaug sare pe rană, dacă nu este suficientă, sunt situații în care contractul îți dă dreptul la penalități, dobânzi și penalități de întârziere, dar tu, creditor, nu consideri oportun să le soliciți debitorului. Și domnul Drescu știe, chiar și către noastre de asistență juridică, contabilă, toate contractele, în mod obligatoriu, conțin această clauză, dar în foarte puține situații facturăm sau, mă rog, solicităm clienților dobânzi de întârziere pentru faptul că au plătit cu întârziere o factură. Și atunci, nu ne punem problema, și asta este esențial din perspectivă juridică, penalitățile și dobânzile de întârziere reprezintă o opțiune a creditorului, numărul unu. Tu ai dreptul să soliciți dobânzi și penalități, nu și obligația să le soliciți. Deci ar fi greșită o abordare a inspecțiilor fiscale, care s-a întâlnit în practică destul de des, să vină să zică, a, nu ați înregistrat venituri din dobânzi, aveți toate contractele voastre care vă dau dreptul, de ce nu ați solicitat dobânzi, de ce nu ați înregistrat venituri din dobânzi? Pentru că nu le-am cerut niciodată dobânzi de întârziere. Nu contează, contractul vă dădea dreptul. Ori această abordare este greșită. Cu atât mai greșită ar putea fi o abordare pe latură penală, să spună că este evaziune, că n-ai înregistrat un element de venit pentru care tu nu ți-ai exprimat opțiunea, pentru că este un drept. Mai grav. Abuz în serviciu. Deci am văzut dosare penale pentru că nu s-a dus autoritatea să colecteze dobânzile și penalitățile la contracte, s-a considerat că este abuz în serviciu. Ceea ce mi se pare... Bun, și atunci, lămurind această chestiune că este un drept și nu o obligație, pentru situația în care optăm totuși să solicităm dobânzi și penalități de întârziere, adică să punem în executare acea clauză contractuală care ne dă acest drept, revenim la întrebarea practic de la care am plecat. Bun, și dacă dorim să le solicităm, este nevoie să emitem factură sau nu? De ce? Adică este nevoie să le am deja înregistrate în contabilitate sau nu? Abordarea societății pe care o reprezint este că nu este obligatorie înregistrarea în contabilitate pe elemente de venituri, pentru că este un element incert și
ca și quantum și ca executarea sa. Problema te arde foarte tare și aici este dilema cu ceilalți avocații ai noștri, avocații de litigii, care spun, da, dar dăm ceva să mă duc în instanță, că o să zic că... Că, uite, n-am factură, n-am înregistrat în contul respectiv de debitori, n-am conturile de clasă 4, eu ce arăt instanței? Păi ar trebui instanței care este esențialmente juridică cu abordarea să-i arăți contractul. Și în baza, nu a plății, nu pe măsura plății sau încasării dobânzilor, ci pe măsura recunoașterii acestui quantum de către instanță, tu poți să ceri 100.000 și instanța poate zice că nu, ai dreptul la 56, pe baza unei expertize, pe baza 56.000. Atunci, recunoscându-se, el are un caracter cert. S-ar putea să nu încasezi niciodată, dar oricum certitudinea crește, nu mai este un simplu deziderat, să înregistrezi în contabilitate. Dar asta nu înseamnă că emis factură.